Salutare, dragi prieteni! Astăzi este Ziua Internațională a Autismului și pentru că suntem într-un moment în care o pandemie ne-a lovit la nivel mondial, facem această întâlnire online cu prietena și colega noastră, doamna lector, dr. Cristina Costescu, de la Departamentul de Psihopedagogie Specială. Și de ce am invitat-o astăzi pe Cristina? Am invitat-o astăzi să povestim despre ce înseamnă autismul, ce înseamnă Ziua Internațională a Autismului pentru noi, pentru comunitatea persoanelor cu autism. Dar, Cristina, te salutăm în primul rând! Salutare, salutare! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi și mă bucur că povestim împreună despre ce înseamnă autismul. Ce înseamnă 2 aprilie? Este o zi de conștientizare și acceptare a celor care au o tulburare din spectru autist și împreună încercăm să fim alături de această comunitate, încercând să conștientizăm și să îi ajutăm și să înțelegem pe cei care, pe cei care au o tulburare de spectru autist și pe familiile acestora. Ținând cont că de foarte multe ori autismul este asociat cu o dizabilitate cognitivă, mental, are tot felul de etichete care le găsim de la așa zis specialiști în general pe forumurile de discuție. Ce este mai concret autismul? În termeni foarte simpli ca să înțelegem cât mai mulți dintre noi. Autismul este o tulburare de neurodezvoltare care se caracterizează prin deficite la nivelul interacțiunilor sociale și prin comportamente stereotipe și repetitive. Poate să fie asociat, bineînțeles, și cu alte deficiențe sau alte tulburări, cum ar fi ADHD-ul sau tulburările de învățare, însă nu toți cei care au un diagnostic de tulburare de spectru autist au și o altă tulburare asociată. Da? Deci să rămânem cu ceea ce înseamnă criteriile și anume deficitele în interacțiunea socială și acele comportamente repetitive și stereotipe pe care acești indivizi pot să le aibă. Dat fiind faptul că acum funcționează foarte mult, de când suntem în această stare de urgență, funcționează acest stigmat, informați-vă din surse sigure. De unde ar trebui să ne informăm despre autism, de pildă? În primul rând, cele mai valide surse cu privire la tratamentul, criteriile de diagnostic, evaluările în ceea ce privește tulburările de neurodezvoltare sunt jurnalele de specialitate. Pe de altă parte, există multe asociații, asociații non-profit, cum ar fi cea mai recunoscută fiind Autism Speaks, care au o bună componentă de cercetare și care își bazează informațiile care le postează pe studii recente, da? Pe studii recente realizate în centre de cercetare. Bun, acum întrebarea este, tot găsim pe net, se găsesc tot felul de articole din astea de popularizare, la fel cu ghilimele de rigoare, care spun că autismul se vindecă. Se vindecă sau nu se vindecă autismul? Mănânci 3 frunze și se vindecă sau cum ar trebui să abordăm? Știi foarte clar discuțiile noastre, autismul se vindecă sau nu? Autismul nu se vindecă. Ce se întâmplă este că există o serie de intervenții terapeutice, de terapii, care pot să fie în folosul copiilor cu autism și indivizilor cu autism. În sensul în care, dacă copilul beneficiază de intervenție timpurie, intervenția timpurie, da, încă de când este diagnosticat, șansele ca el să poată să funcționeze, să aibă un grad ridicat de adaptare și un grad ridicat de funcționalitate în societate sunt destul de mari. Sigur, în funcție de copilul le are. Așadar, există intervenții validate științific, cum sunt intervențiile comportamentale sau poveștile sociale, care pot să ajute copilul să se adapteze și să se dezvolte la potențialul său maxim. Din păcate, nu există o medicație sau medicamente care să fie specifice pentru simptomatologia de tip autist, adică deficitele senzoriale și comportamentele, deficitele sociale, senzoriale și comportamentele stereotipe. Ce există sunt acele medicamente care pot să fie oferite pentru tulburările asociate.
Da? Dacă discutăm despre o comorbiditate de autism cu ADHD, există acel tratament, de exemplu, care poate să fie administrat pentru simptomele de hiperactivitate și inatenție. Dar în niciun caz medicamente sau intervenție, în niciun caz medicamente pentru tulburările de spectru și anume, deficitele sociale și comportamentele stereotipe. Bun. Cum ar trebui să ne raportăm noi la persoanele cu autism? Hai să ne gândim că avem în universitate studenți cu autism. Cum ar trebui noi ca profesori, cum ar trebui noi ca studenți să ne raportăm și câteva elemente, cum să interacționăm cu ei? Sau cum putem să fim un ajutor? Acum, nu orice om care este tăcut, nu orice om care este interiorizat are automat autism. Deci ca să lămurim și un alt lucru, nu? Dacă într-o zi sunt supărat, automat am autism, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Dar cum ar trebui noi ca profesor, cum ar trebui noi ca student să ne raportăm la un student cu autism? În primul rând, e foarte important să înțelegem ce înseamnă autismul și, într-adevăr, așa cum ai spus, dacă uneori am o zi proastă, nu înseamnă că am autism. Da? Înseamnă că atunci când discutăm despre autism, discutăm despre deficite în interacțiunile sociale, despre comportamente repetitive, despre necesitatea unor rutine care interferează cu toate activitățile și cu toate comportamentele pe care le are persoana respectivă. Noi, ca și cadre didactice, în primul și în primul rând, trebuie să încercăm să ne adaptăm materialele și stilul nostru de predare. Da? Când zic adaptarea materialelor, mă refer la, în funcție de gradul de înțelegere al studentului nostru sau al elevului nostru, trebuie să folosim materiale care folosesc suport vizual foarte mult, pentru că știm că o bună parte dintre ei au această preferință pentru materialele sau pentru strategia de învățare vizuală. Și atunci e important să adaptăm materialele în această direcție. Apoi să-i acordăm timp extra, dacă are nevoie, pentru realizarea unor sarcini. Să încercăm să îl ajutăm pe el să se integreze în comunitatea de studenți, da? Să facilităm interacțiunile între studenți, să îl ajutăm să muncească în echipă cu ceilalți și să fim acolo să răspundem nevoilor sale în momentul în care apar dificultățile datorate simptomelor din spectru. Bun. Iar acum că suntem foarte mult online, am reușit ceea ce nu am reușit noi în câțiva ani de zile, a reușit pandemia într-o săptămână să ne super digitalizeze la nivel național. Cum ar trebui să fie interacțiunea online cu persoanele cu autism? Sau cum ar trebui să fie consilierea? Cum ar trebui să fie comunicarea noastră cu persoane cu autism? Cum o vezi tu, perspectiva ta? Cred că e foarte diferită și este diferențiată, individualizată de la caz la caz, da? În funcție, repet, de severitate, de alte comorbidități. Ce cred însă că e foarte important în perioada asta este să apelăm la toate acele aplicații care s-au dezvoltat pentru copiii cu TSA. Și tot pe Autism Speaks puteți să găsiți o listă de aplicații validate științific pentru dezvoltarea atât a abilităților sociale, cât și a abilităților cognitive, cât și a abilităților motrice, da? Astfel încât, utilizând astfel de aplicații, dar și prin intermediul lor, copilul reușește să exerseze în continuare abilitățile de care are nevoie ca să funcționeze în societate. Dincolo de asta, ce mi se pare important este contactul permanent cu părinții, da? Pentru că în momentul de față părinții au nevoie de ajutorul nostru pentru a-i ajuta să găsească cele mai bune activități pentru ei, pentru a monitoriza progresul și pentru a implica cât mai mult în activitățile casnice pe care le fac, tocmai pentru a lucra pe acea parte de autoservire, da? Să profităm de această perioadă când putem să ajutăm pe copiii noștri să învețe să facă un sandwich, dacă este cazul, să învețe să se îmbrace singur, să se spele singur, pornind de la abilitățile care, sigur, sunt deficitare în fiecare caz. Deci, în orice rău, poate să fie și un bine.
Da, poate să fie o perioadă în care copilul cu TSA exersează aceste abilități și, sigur, nu trebuie să ignorăm și acele exerciții care trebuie făcute, da, pentru stimularea dezvoltării cognitive în perioada asta, ca să nu apară regresul, da? Să nu apară regresul în achiziții, în comportamente, da? În regresul în ceea ce înseamnă abilitățile care au fost dobândite pe parcursul terapiei, dacă copiii beneficiază de terapie. Cristina, și să urmărească în continuare planurile de intervenție, care sunt sigură că specialiștii le-au elaborat pentru ei. Cristina, îți mulțumim foarte mult, te salutăm de la distanță. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea asta și haideți să fim cu toții aproape, chiar dacă trebuie să stăm la o distanță fizică. Da, distanța socială. Distanța socială va fi o problemă și cu siguranță va fi redefinită la nivel social, pe plan mondial, nu numai în anumite circumstanțe, dar vom vedea ce va fi. Trăim niște timpuri destul de greu de anticipat până cu ceva timp, dar acum le trăim și trebuie să ne adaptăm la noile timpuri. Îți mulțumim încă o dată, Cristina, pentru timpul tău, iar pe dumneavoastră vă invităm, pe toți care ne urmăriți, vă invităm să vedeți, după acest scurt interviu, un filmuleț făcut anul trecut cu voluntarii din cadrul Biroului pentru Studenți cu Dizabilități și de la Departamentul de Psihopedagogie Specială, un filmuleț despre ce înseamnă puțin autismul, cu niște participanți, cu niște voluntari extraordinari care s-au implicat, astfel încât să iasă un film cât mai aproape de realitate, să-i spunem așa. Cristina, încă o dată îți mulțumesc mult pentru timpul tău și ne mai întâlnim online și fizic, dar stăm acasă, măcar astăzi, și în rest păstrăm și ne informăm din surse sigure. Mulțumesc mult, Cristina, pentru timpul tău. Mulțumesc și eu pentru invitație. Pa, pa! Pa, pa. Thank you.
Ți-ai dat seama că preț de câteva minute ai fost în mintea unei persoane cu autism? Știai că pe lângă tine au trecut câteva biciclete, câteva avioane, câteva mașini de intervenție și alte automobile, câteva animale și multe persoane vesele? Tu poți înțelege liniștea ta. Dar vacarmul lor. Nu uita, autismul este diferit, dar nu inferior. Reculinte, mi s-a părut că toate chestiile urcă pe mine. Efectiv, la un moment dat îmi tremurau mâinile, adică am auzit o grămadă de zgomote în capul meu, dar nu știam ce sunt. Nici n-am văzut că au trecut oamenii pe aici. Interesant. A fost foarte ciudat așa și am zis totul foarte amestecat așa. Așa, punându-te în pielea altora, a celor care au anumite probleme de percepție, cum sunt cei cu autism, îți dai seama că cerințele noastre sunt foarte mari. Le cerem să fie tipici, când, de fapt, e un lucru foarte greu, având în vedere că toți stimulii care îi percep sunt la o intensitate mult mai mare și nu îi lasă să fie neapărat atenți la asta. E foarte apăsător, aș putea spune. Îmi imaginez cum este viața unui copil cu autism sau unei persoane cu autism și este foarte diferită de a noastră. Să îi iubim așa cum sunt și pe aceștia care au autism sau alte probleme și lucrul ăsta nu se face decât printr-o educație în acest sens pe care, dacă n-am primit-o și mi-a fost foarte greu să o primim în familie, am putea o dobândi un exercițiu de iubire față de ei în timp, chiar la orice vârstă avea. Îți pui întrebarea cum rezistă. O să încerc să zic și mai departe. Nu se fac mult diferițe și ele. O să zic oamenilor ce înseamnă cu adevărat cumva autismul văzut din capul meu. Nu e suflet. Mă doare puțin capul. Și mai ales la sfârșit e groaznic. Nu mă așteptam să fie chiar așa. Mai mult decât delicat. Poate să trăiască așa mereu. Ar trebui să conștientizăm și să-i ajutăm să se integreze în societate. A fost prea puternic. Ușor deloc să aibă o asemenea dizabilitate. Și noi nu conștientizăm asta. Mi se pare destul de greu pentru ei și ciudat. Nu m-am gândit că e așa. Pielea de găină. Trebuie să fie mai multe acțiuni de conștientizare în ceea ce privește marea majoritate a populației, pentru că mulți nu înțeleg. Nu știu, mi se pare o acțiune foarte bună aceasta de conștientizare și chiar ar fi utilă să se implementeze la nivelul unei populații mult mai mari, pentru că e nevoie de înțelegere. Trebuie neapărat să înțelegem și să-i ajutăm cum putem. Ar fi ideal. Autismul nu e ceva care să te facă mai, nu știu, disfuncțional în ceea ce privește viața. Te face pur și simplu să fii altfel, dar nu într-un sens rău.